Cum au fost ultimii 10 ani pentru tine? Când te uiți în urmă în viață, tu alegi dacă vrei să vezi lucrurile bune sau vrei să vezi lucrurile rele. Eu am spus că au fost nebuni, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să-mi trăiesc viața la maxim. Iar ultimii 3 ani au fost surprinzători. Pentru că, sincer, nu aș fi crezut că o să mă îndrăgostesc atât de tare, mai ales de puștoaică. Care crezi că e secretul cu care te-a cucerit? Zâmbetul, sinceritatea, curajul de a trăi viața. Ochii ăștia albaștri. Ochii ăștia albaștri și mai ales când clipesc. Naturalețea, mai multe. M-a avut norocul să fie ceva dincolo de dragoste. Pentru că ne îndrăgostim, suntem făcuți să ne îndrăgostim. Întrebarea este ce găsim în continuare. Ne-am găsit. Ne-am găsit două suflete, la fel. Când aveți discuții, care este primul care cedează? De multe ori eu, în ultima vreme. Depinde. De multe ori ea, ceea ce e o rușine la vârsta mea. Da, da, și un merit pentru ea. Vârstă. Nu sunt așa trecută prin viață și pot să iau lucrurile mult mai ușor. Adică orice problemă gravă sau așa, o iau ca și cum se întâmplă, o să fie bine. Asta îi spune fiecare dată. Nu știu ce m-aș făcut în ultimii 2 ani jumate fără laun.